Îți place puiuțul? E bun cornulețul? Bună dimineața și bine ați revenit la un nou vlog. L-am tuns pe piticot. Ia uitați, nu mai are el păruțul mare. Deși nu ne place chiar atât de scurt, ne-ar fi plăcut să-i lăsăm așa bretonul, dar era foarte lung și nu știm să-l tundem din farfecă. Și l-am făcut noi cu mașina de tuns și numărul ăsta de aici era cel mai mare. Te uiți la desene? Haideți să schimbăm pijamaluțele și după aceea pa fructe, da? Uite ce ți-o pregăti, mami. No, hai de la masă, vii? Hai să punem farfuria pe masă. Doamne, e așa norat afară. Deși nu-i frig deloc, sunt 12 grade și ieri au fost 16. Nu știu ce Crăciun o să avem noi anul ăsta. Nu cred că o să ningă. Dar m-am pus acum să-i adun. Ce faci, mami? Ce culoare e asta? Noi am băgat și pomulețul Briză și am aprins și becul în cameră. Ce, mami? Ce culoare e asta? Roșie? Și asta? Roșu? Mov? Roșu? Verde? Galben? Verde, mami? De ce ai băgat mașinuța sub braț? Roșu, mami? Roșu, ăla de lângă e albastru, ăla e roșu, roșu. Este ora 11, dar noi suntem cu becurile aprinse că, na, dacă e norat, ce să facem, nu vedem. Ne-am trezit la 10, i-am pus la pitic aici fructe să mănânce, v-am arătat și când le-am adus. Am observat că dacă îi pun fructe dimineața, când se trezește, mănâncă mai bine. Normal, fructele îi le dau ca gustare, dar dacă îi le pun... Ia, uite-l unde s-o cocoțat. Măi, mami, măi! Ce faci aici? Da, tăurașul. Unde-i sticul de la el? Dar dacă îi pun dimineața aici, fructele mănâncă și pe urmă mănâncă foarte bine și micul dejun propriu zis. Și las fructele până după masa, aici bine, oricum le gata până la 1-2. Și după ce se trezește, îi pun alte fructe și toată ziua îi las farfurioara aici cu fructe. Este o farfurie din aceasta de silicon antiderapantă. Și s-a învățat dimineața când se trezește direct, vine să vadă ce găsește pe farfurie. Capacul? I-am făcut pâiniță nou și i-am pus apă să fie proaspătă. E bun, mami? Vrei apă? Stai, stai cu eu. Așa. Ia arată-i la mami, unde-i pisica, mă, mami? Unde-i pisica? Acolo? Cum face, mami, pisica? Așa, puiuță. Are două cărticele și în cărticica asta este o pisică neagră și asta face miau. De fapt, el zice un fel de tiau. Toate cuvintele le zice așa cu T. Și mai are o cărticică cu o pisică galbenă.
Aia e silențioasă, deci aia nu face nici cum miau, da, mami. Deci pisica galbenă e pe mut, nu face nici cum, doar pisica neagră. Mami, unde ai pus telecomanda? Măi, tu pleci cu mașina? Iau, i-am adus mașina aici în camera unde dormim, că nu mai aveam loc în cealaltă cameră. Uite, văd că aici e mai multă lumină. Uite ce am găsit eu. Ăsta este un baton calmant, l-am luat din Spania acum când am fost în concediu. E pentru lovituri, să nu îi se umfle, să nu se învinețească, calmează și durerea. Zice că este atât pentru, pentru copii cât și pentru adulți. Papa. Nu vrei? De ce? Papa, mami. Nu? Nu, dar totuși e, a? Zici ce ai făcut acolo la mașinuță, nu? Nu ți-e foame? Nu? Măi, chelule. Acum ești ca tati. Ți unde-i părul? Mai sunt câteva zile până la Crăciun și așa m-a luat o melancolie. În fiecare an de sărbători am așa o stare nașpa. Că de sărbători toate drumurile duc acasă, mai puțin drumul nostru. Și de 5 ani de când suntem aici nu am fost niciodată acasă de sărbători. Și nici nu o să mergem în niciun an, că nu avem cum. Și de câteva zile mă ține melancolia asta și am pus o postare pe Facebook cu faza asta cu Crăciunul de pentru cei care sunt plecați în străinătate și trebuie să vă pun un video. Matei tot timpul găsește să mă înveselească. A venit, mi-a luat dintr-un sertar o pereche de ochelari de soare și o borsetă mai veche de-a lui Cipri și a fost așa haios că s-a echipat el și a venit și făcea parada mult de aici. Asta s-a întâmplat acum vreo 2 zile. O să vă las video să vedeți. Acasă. S-a dus să spele mașina și mergem să cumpărăm cadourile pentru Crăciun. Ia uite. Vecinul fumează și se uită la noi. Asta este, nu pot să las pe de atrasă că e, nu, este deloc lumină. Am băgat pertepene la spălat, mai trebuie să bag o tură de haine de lucru de-a lui Cipri. O să fac și curat în baie, dar asta după ce ne întoarcem în oraș și după ce lucru pe Matei. Și trebuie să eliberez și frigiderul și congelatorul pentru că am cumpărat altul și ne ajunge chiar astăzi. Dar mă duc acum să pun ceva și pentru noi să mâncăm înainte să ieșim în oraș. Unde le-a ascuns, mami? Ia, uitați ce face el acolo. Opa. Iasă soarele, yay! Thank you.
fereastră. Da? Bau? Bau? Da. Dai mânuța? Bau? Da. Încă un geam? Da. Măi. Și am cumpărat cadouri și pentru noi și pentru Matei. Am început să împachetez din ele, dar m-am trezit că Matei mi le duce prin camera cealaltă. Le-am pus aici sub brad. Mai este unul prin bucătărie. Doar cadourile lui nu le-am făcut pentru că nu am destulă hârtie. Deci mai am o bucată atipica. Și mi-ajunge doar pentru două dintre cadouri și cel mare rămâne neîmpachetat și atunci am zis că nu mai are rost să le împachetez a lui, le pun doar așa sub brad să le vadă dimineața. Am aici gulaș cu carne de căprioară, astea am dat și lui Matei să mănânce, doar că el a mâncat mai repede, de vreo oră, cam așa. Și acum cred că vine iară să mănânce. Spune, mami! Ia uitați cum îmi ia ghiozdănelul și mi-l arunca. Ia, priviți! Ce, mami, îmi lași ghiozdanul? Mi-l lași în pace? Nu cred! Haide! Mai vrei? Ne lasă la mami, hai că stai bucățele mici, bine? Stai, mami, bucățele mici și mănânci așa, bine? Nu se poate mânca fără tine, a? Uitați cine își bagă mânuța în cadru. Ce faci, mami? M-ai văzut că te-ai sugrei? Măi! Ajungi? Nu mai ai răbdare. Hai, mami, la struguri. Apa, așa. Uite aici pe măsuța. Vrei și apă? Apa, așa. Poți, mami? Apa, așa. Așa, păiață, bravo! Ai, ce bună e! E bun? Îți plac, mami?
Chelul lui mami. Te mușc. Te mănânc tot. Te mănânc. Iubirea lui mami. Ce bună e apa. Ce-i schimba asta? Ia să vedem cât apă poate fi ăla. Ce bun ies! Miețile! Adu mașinuța la mami să o pornească. Mașinuța asta trebuie tot timpul să îi dau restart pentru că se oprește singură. Stai, mami! Poftim! Mai sunt 2 săptămâni și Matei va începe iarăși grădinița și până se întâmplă treaba asta vreau să fac 3 lucruri. 1. Să-l înțarc. Suntem deja în procesul de înțărcare. Am optat pentru o înțărcare treptată și de câteva zile nu am mai dat deloc sân. Și pot să spun că deja l-am înțărcat, dar nu știu, să vedem zilele următoare cum va fi. Al doilea lucru, să-l învăț să mănânce la măsuță. Pentru că la grădiniță, Mateiuț era singurul copilaș care nu voia să mănânce pe scaun. Aoleu, mami! De ce ai băgat o mami sub pat? Asta e jucăria cu care s-a jucat Matei. Masă, l-am scos din schemă, l-am dus în ultima cameră și am cam bifat și treaba asta. Mănâncă la masă, știe că aici are farfuriara. Tot timpul când îi pun farfuria să mănânce, mă vede cu farfuria, vine direct aici la măsuță, se așează pe scaun. Al treilea lucru ar fi să-l învăț să mănânce ceva întins pe pâine, adică cremă de brânză sau unt, pateu. Orice se întinde pe pâine pentru că nu vrea să mănânce. Mănâncă foarte bine dacă îi dau pâine nou sau omletă dimineața, dar îi plac calde și nu pot să îi le pun la grădiniță. Ai terminat, mami, de spălat? Te face mami acum? Te pun un pic de paste de vin și se spală singur. Dar măcar o dată pe zi îl fac eu cu degetar din acesta așa de silicon să îl fac mai bine. Spălăm dințișorii? Nu mai? Gata? Nu? Nu mai vrei? Te faci tu cu periuța? Acum avem dințișorii curați.
O să închei vlogul aici pentru că este deja destul de târziu și imediat trebuie să vină și Cipri acasă, culcăm piticul, ne punem și noi la un film și pentru că este ultimul vlog pe care îl fac înainte de Crăciun, vreau să vă urez tuturor un Crăciun fericit alături de cei dragi, multă sănătate, iubire, liniște sufletească, până data viitoare, mulți pupici! Pa!